o altă parte din Uniunea Europeană ascultă la noi numai ca la niște producători de resurse, este greșită. Acesta interesul statelor membre este tocmai să nu mai urmari disparități în interiorul Uniunii. Interesul statelor membre are dezvoltare, ar fi ca și noi să fim la un nivel de dezvoltare economic și social cât mai ridicat. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu au interesul să ne spoliere, ca să zic așa. E posibil ca în România să existe percepția asta, dar este percepție greșită sau pe baza unei informări care este parțial. Deci, ce vă spun asta, pentru că din momentul în care, în România, de exemplu, ai avea un nivel de dezvoltare economică și socială, pentru ei n-ar mai exista temerea că, de exemplu, forța de muncă din România ar veni să înlocuiască forța de muncă din alte țări. Vă credeți din cap, dacă puteți explica mai mult și ați zis